Părinții care au copii înscriși la grădinița cu program prelungit Constantin Brâncuș din Târgujiu au primit un document care a ridicat multe semne de întrebare. Erau pus să semneze declarații pe proprie răspundere dacă își duc copilul în instituție. Prin semnarea acelui document, părintele își asumă responsabilitatea în cazul unui dezastru produs de un eventual cutremur. Că sunt părinți care nu au ce face cu copiii și atunci unde îi duci? E, e riscul, e riscul, e riscul, n-ai ce face. Trebuie să luăm atitudine și trebuie să vedem în ce măsură. Asta e un semnal de alarmă pentru toată lumea. Și pentru noi, cei care locuim în casele noastre și pentru instituțiile publice și nu numai. Și reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Gor susțin că acest formular a instalat panică mare printre părinți. A generat controverse, a generat panică să nu uităm că toți suntem poate afectați emoțional. După valul de reacții, conducerea unității de învățământ a retras formularul care trebuia completat de către părinți. Părinții nu mai au această obligație de a îl completa și de a-l prezenta unității de învățământ. Este o situație regretabilă. Toată lumea nu-și dorește sub nicio formă afectarea, să spunem, continuității în mediul școlar pentru cei mici, în primul rând, și apoi pentru buna a actului didactic. Toată lumea trece prin această perioadă destul de uh, dificil, vedem cum ne gestionăm emoțiile. Cert este că, sub nicio formă, nu discutăm la momentul acesta de obligativitatea completării acelei declarații. În județul Gorș, mai multe unități de învățământ au fost afectate de cutremurele din ultima perioadă, iar majoritatea școlilor au decis ca elevii să rămână acasă. Timp de două săptămâni, respectiv până pe 6 martie, elevii vor desfășura activități specifice tip școală altfel și săptămâna verde.